Nu, nu încă stai puțin. Vă mulțumim și ne scuzați că am întârziat, puteți trece direct la întrebări. Începe direct cu întrebări. Bogdan, stai acolo, Bogdan. Dacă nu sunt întrebări, vă mulțumim, ne retragem. Vorbește pontul. Domnule Daniel, am înțeles că... Nu mă zic, trebuie să te rog pentru iști, pentru iști să dai cuvântul ăsta. Am spus că te mulțumim. Am vrut să te trec la Bruxelles pentru o mântărire de Consiliul European cu François Hollande. Îmi spuneți, mi-o veți împărția de la așa, eu sunt un președinte de la Consiliul. Vreau să explic foarte clar ca să nu fie niciun fel de confuzie. Înainte de începerea Consiliului European, de regulă, sunt întâlniri ale primilor miniștri PPE și ale premierilor aparținând familiei socialiste. La asta mă refeream. Întâlniri la care de obicei particip. Referitor la poziția României. Deci aici, ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră și ceea ce vă răspund, sunt poziția ale primilor miniștri, dar pe familii politice. PPE-ul, la care teoretic ar fi trebuit să participe din un loc, n-a participat niciodată, dar vorbesc în teorie. Și socialiștii, la rândul lor, se întâlnesc, sunt 7 prim-miniștri în acest moment în Europa, aloc pe lea urmează să fie instalați care discută despre poziția politică a Partidului Socialiștilor Europeni și poziția Partidului Popular European. Eu la asta mă refeream. Eu mă refeream la modul în care vă deplasați. Dacă vă amintiți președintele, vă puteți spune așa și-o domnului acolo. Doamne, iertați-mă, nu știu cu ce să te pasează președintele. În mod sigur, nu cred că problema e de transport. Ceea ce reprezintă însă un lucru absolut important, dincolo de discuții pe familii politice. Senzația mea că e un pic mai important decât dacă merg în același avion cu președintele sau dacă dânsul merge cu trenul și eu cu bicicleta. Cred că e important care e poziția României în cadrul Consiliului European. Și acest lucru, despre care am vorbit și ieri cu președintele la întâlnire, pe care sigur v-am informat și pe dumneavoastră, această poziție a României va face și face deja în aceste ore, în timp ce eu sunt aici la dumneavoastră, secretarii de stat, consilierii guvernamentali care s-au ocupat până acum de, de negocierea poziției României, se întâlnesc, nu știu dacă chiar cu președintele sau cu consilierii președintelui, pentru a lucra exact din punct de vedere tehnic la pozițiile noastre. Marți, în ședința de guvern, ministrul afacerilor europene, domnul Orban, va prezenta în ședința de guvern și guvernul va adopta o poziție în sensul celor spuse de mine. Pentru că nu mai e timp să ne prestăm și fața Parlamentului. Dacă Parlamentul ar fost în sesiune, mă sigur, aș fi prezentat și Parlamentul această poziție noastră. Se referă la cele două obiective fundamentale ale României, dar nu solicitarea de România așa, hai să cerem mai mult și o vedem ce se întâmplă. Și e vorba de acele solicitări ale României absolut corecte și normale, referitoare la politica agricolă comună și la fondurile de coeziune, care au fost acceptate și au fost incluse în propunerea Comisiei Europene, a domnului Barroso, și au fost acceptate și incluse și susținute de către Parlamentul European, care are de asemenea un rol în decizia privind bugetul. Deci noi nu mergem să cerem acolo lucruri absurde. Noi trebuie să mergem acolo să cerem ceea ce Comisia Europeană și Parlamentul European a considerat că este corect. Propunerea președintelui Consiliului European, domnul Barroso, este o propunere extrem de nefavorabilă, nouă. Este o altă propunere decât cea a Comisiei Europene și a Parlamentului European. Și referitor la această propunere a președintelui Barroso, opinia noastră este că aceasta este inacceptabilă. Când spui este inacceptabil, România fiind o țară cu drepturi depline a Uniunii Europene, când ceva e considerat inacceptabil, ai conform tratatului Uniunii Europene dreptul de a vota împotrivă. Iar bugetul Uniunii Europene, după cum știți, nu poate fi adoptat decât prin unanimitatea reprezentanților. În acest sens, cred că e important, până la urmă, pentru domnul președinte Băsescu, dar important e poziția României
Și această poziție a României este o poziție foarte clară. Eu mai mult cred că prin această poziție foarte clară a Guvernului și a majorității parlamentare, practic îl sprijinim pe președintele Băsescu să nu cedeze. Pentru că domnia sa spune, domnule, uitați care este poziția Guvernului, uitați care este poziția Parlamentului, nu puteți așa, pe chestii personale, să mă convingeți să cedeți față de ceea ce este o poziție corectă, rațională a instituțiilor statului român. Știți că președintele ține foarte mult la instituții, mai puțin la poporul român, dar la instituții ține foarte tare. Și instituția Guvernului, instituția Parlamentului, instituțiile guvernamentale care au negociat până acum, au spus foarte clar care este limita dincolo de care România nu poate accepta mecanismul financiar multianual 2014-2020. Nu știu dacă am răspuns la principala preocupare cu avionul, dar poate am răspuns la altele. Vă rog. Bine, o să răspund ca la cea cu avionul. În sensul următor. Știți că dumneavoastră întrebați, eu răspund. În sensul următor. Convingerea mea, bazată atât pe discuțiile pe care le-am avut cu partenerii noștri internaționali, chiar și cu președintele ieri la și săptămâna trecută, n-am discutat, domnule, mă puneți prim-ministru sau mă puneți după nou, nu era cazul să discutăm așa ceva. Dar discuțiile pe fond. Mă rog, așa, negocierile cu domnul președinte nu sunt chiar așa cum le închipui dumneavoastră. Însă, pe fond, am discutat cu președintele săptămâna trecută despre bugetul pe 2013. Am discutat cu președintele despre un nou acord în 2013. Am discutat cu partenerii noștri internaționali, americani, europeni, faptul că după alegerile din 9 decembrie, cel mai important lucru pentru România este să aibă stabilitate și predictibilitate. Și că în niciun caz nu trebuie să avem o nouă criză politică. Stabilitate și predictibilitate înseamnă un lucru foarte clar, pe care cred că domnul președinte Băsescu l-a definit ca fiind interes național această stabilitate și predictibilitate. Și anume, ce decid oamenii pe 9 decembrie, oamenii din Moldova, din Transilvania, din Oltenia, asta trebuie să se întâmple pe 10. Dacă, așa cum spunea și dumneavoastră și informațiile mele sunt convergente, Uniunea Social-Liberală va avea o majoritate absolută în viitorul Parlament, tot în această formulă, cum am participat, de fapt, de fiecare dată în ultimii 2 ani, și anume toți liderii USL, nu pe partide, nu pe căsuțe, pe bisericuțe, ci liderii, conform acordului înscris la tribunal, vom merge la președintele României la consultări. Propunerea de prim-ministru lasă domnul Antonescu ca și data trecută să o facă și în 20... Și vă garantez că nu mai făcut pe nimeni de la Curișe. Pe 27 aprilie, dacă vreți, elemente de interior, așa, propunerea ca eu să fiu prim-ministru a fost formulată de către domnul Antonescu, nu m-am propus chiar singur. Și, în mod sigur, Parlamentul care se reunește pe 20 decembrie, eu sunt pregătit în prima zi, a doua zi de funcționare a Parlamentului, să vin în fața Parlamentului cu structura Guvernului, o structură diferită de cea actuală, cu, evident, cu persoanele care vor ocupa portofoliile de ministri și deja cu propunerea de buget pentru 2013. Bugetul însă de 2013 pentru 2013 poate fi aprobat de către Parlament începând cu data de 15 ianuarie, deoarece probabil în prima săptămână a lunii ianuarie vom avea la București negocierile cu partenerii noștri internaționali. Acesta este calendarul pe care l-am discutat cu toată lumea. Este un calendar care înseamnă stabilitate și predictibilitate și eu sunt absolut convins că nimeni, nici președintele Băsescu, nici noi, nici nimeni altcineva,
nu va risca o instabilitate a României. Dacă mă întrebați ce se întâmplă, dacă nu ia Uniunea Social-Liberală cu 50%, pot să vă spun, să vă confirm de fapt ceea ce am spus, nu voi dori să fiu prim-ministru al unei alte majorități, ci doar al majorității USL. Dacă USL-ul nu are majoritate, sigur, domnul Blaga cu domnul Dan Diaconescu vor merge împreună la Cotroceni, se vor propune unul pe altul, probabil prim-ministru, și vor încerca domnul Blaga și domnul Diaconescu să formeze o nouă majoritate. Dar e dreptul lor dacă noi nu avem 50%. Eu glumesc. Cum am făcut și prima dată, criteriul geografic, eu nu l-am considerat decisiv. Nici nu am eliminat pe cineva din guvern pentru că de la Cluj, nici n-am numit pe cineva în guvern. Criteriul geografic nu va fi unul din criterii. Criteriul este, evident, în primul rând, un criteriu politic, pentru că PSD-ul și Alianța de Centru-Dreapta vor avea un număr egal de ministri. Și criteriul, dacă doriți, este modul în care eu văd conlucrarea cu miniștrii, unii dintre ei din formula actuală, alții care nu sunt în acest moment miniștri, o discuție foarte clară cu domnul Antonescu, dar criteriul geografic, dacă mă întrebați, nu. Am dat poate și de cineva din Cluj. O să aflați pe 12 decembrie. Cu cea mai bună. Cu cea mai bună. European a lăsat să se la raportul de arătare la globalizare, prin care acei bani merg în ajutorarea oamenilor care au luat să lor de muncă, aici fiind inclus și cei de la România. Ce va face guvernul? Ce se mai poate face în acest fel? Bun, aici e o problemă extrem de gravă, pentru că chiar nu avem nicio vină aici, nici guvernul Pop nu are nicio vină, nici guvernul Ponta. E vorba de faptul că între Comisia Europeană și Parlamentul European a intervenit acest blocaj legat de rectificarea bugetului și Comisia Europeană are aproape 10 miliarde de euro angajamente pe care nu le poate onora. Deci este foarte gravă situația, pentru că într-adevăr victime sunt angajații de la JUCU, aici în mod special în Cluj. Există însă un număr mare de victime în România legate de posturi. Noi am acceptat corecțiile financiare, am făcut toate acele acțiuni necesare pentru repornirea posturi, repornim programul operațional sectorial dezvoltarea resurselor umane și transmitem către Bruxelles în mod corect cererile de defontare. Dar Bruxelles ne spune, dacă n-ajunge Parlamentul, Comisia la un compromis, n-avem să vă dăm bani. Ceea ce privește această situație legată și de jucul și de postul, am discutat și Max la Bruxelles, am discutat cu președintele Parlamentului European și există o șansă reală ca în ultima sesiune a Parlamentului European din 15 decembrie de la Strasbourg, să apară acest compromis între Parlament și Comisie. Aici realmente nu mai e vina României, aici deja suntem victime al unei situații dificile apărute între Comisie și Parlament. Domnul premier, Valentinu. Vedeți, să nu vă supărați pe mine. Pentru domnul premier. Vă mulțumesc, apreciez foarte mult. Două întrebări. Una legată local, dacă ați fixat un target organizației Clujene pentru alegeri, sau chiar de feră de la Cluj. Și întrebarea 2, pentru că deja a dat semnale în acest sens, ce mesaje în momenta în care Traian Băsescu după alegeri va strica fraudă, iar prietenii potențiali din Europa vor zice, da, România s-a furat alegerile fără drept în fraudă. În legătură cu ținta așteptările noastre la Cluj, am fixat birocratic, administrativ, un număr de mandate sau un număr de voturi. Avem însă bune așteptări. Avem bune așteptări pentru că și la alegerile locale s-a văzut foarte clar că există o schimbare majoră în opțiunile politice, general vorbind, și în județul Cluj și în Cluj. Cred că scorul va fi și mai bun decât a fost la locale, având în vedere că există un context general
în sensul că eu cred că la locale PDL-ul sau cum s-a mai evoluat de la atunci era încă mult mai tare decât este astăzi, fenomenul acesta de descompunere s-a continuat accelerat. Pe de altă parte, și pentru Parlament, avem o garnitură de candidați cu adevărat reducabili. Adică din oameni care au mai fost în Parlament și cu care avem pentru totul curajul să vin din nou în fața oamenilor, pentru că sunt fost parlamentari remarcabili, pe de altă parte cu oameni noi, deputanți, nu în politică, dar în Parlament, cu ajutorul lui Dumnezeu și al alegătorului, care iarăși cred că sunt foarte multe speranțe. Eu sper să se închidă, folosește formula asta, deci să fie colegii peste 50% și sper acum că și cum va fi grosso modo în media țării. În legătură cu eventualele strigăte pe care le-ar putea scoate de la procesul cu Eu cred că trebuie să distingem. Așa mi se pare corect. Trebuie să distingem între ceea ce spune că va face și va face Traian Băsescu și toate elucubrațiile domnului Lăzăroiu sau altor domeni. Sigur, nu este deloc normal și trece ușor acceptat faptul că un consilier prezidențial, poziție extrem de importantă, poziție de mare responsabilitate, poziție echivalentă celei de ministru și care îl reprezintă direct pe președinte. Un consilier prezidențial poate să vorbească toate trăznăile din lume, fără ca președintele să aibă o legătură cu asta. În sensul acesta, comunicatul sau declarația dată de purtătorul de cuvânt al președinției în legătură cu aberațiile domnului Zăruiu, e ea însă și aberantă. Vă rog să vă imaginați că un consilier al președintelui Statelor Unite ar scrie pe blog că dorește să atace Franța. Că are cu ce. Și a doua zi, purtătorul de cuvânt al președintelui Statelor Unite reși și ar spune, domnule, noi nu avem nicio legătură cu ce scrie omul ăla pe blog. Sigur, forțăm puțin lucrurile, dar în fond instituțional același lucru. Deci eu cred că domnul Traian Băsescu va lua printr-un comportament politic și psihic normal de rezultatul alegerilor. Nu va striga fraudă câtă vreme înțeleg că avem și observatori, câtă vreme înțeleg că toată lumea va fi cu ochii pe aceste alegeri. Și câtă vreme și în legătură cu așa zisele fraudă de la referendum, lucrurile cred că s-au lămurit. Sigur, președintele a putut ieși recent, nu în mod responsabil, și vorbi despre fraude enorme sau uriașe, nu mai știu exact care l-am folosit. În ciuda faptului că până și procurorii domniei sale, după ce au răscolit țara mai ceva decât întâi creștini, predicatorii n-au reușit să găsească decât cifra pe care o cunoașteți, de voturi, repet, discutabile, nu fraudate, asta rămâne dovedit și nu fraudate într-un sens sau altul. Nu cred. Și în fine, nu nicio instituție europeană, nicio cancelare europeană sau din lumea asta nu e dispusă să acționeze după ce scrie pe locul din Măzărăiu sau după ce scrie chiar domnul Traian Băsescu. Suntem totuși în Europa, suntem peisaj care măcar de astă vară cred că s-a ia, numai o scurtă adăugire. Eu îmi doresc sigur să câștigăm cât mai multe mandate de parlamentar în Cluj, am spus-o și în discursul meu. Ceea ce mai îmi doresc de asemenea este ca în Parlamentul României să nu fie aleși neofasciști. Și am constatat că Partidul Democrat Liberal a aflat într-un moment dificil. Asta e, se întâmplă în politică. S-a înconjurat de personaje cu declarații și viziuni fasciste. Unul dintre ei știu că va canta aici la Cluj, domnul Papa Hagi, cel care face declarații despre femei.
despre minorități, despre persoane cu alte orientări sexuale, identice cu ale neofasciștilor din alte țări. E adevărat, acolo existând o lege mai clară, care pedepsește foarte aspru asemenea declarații, așa încât îmi doresc foarte mult ca în viitorul Parlament personaje cu mentalitate fascistă să nu reprezinte Clujul. Nu vreau să cred că în 2012 avem oameni cu gândiri și cu aspirații tipice anilor 30 în România. Și e foarte important lucrul acesta. Mihai Mitoru, Radio Cluj, primul întrebare pentru dată, Bun, lucrurile stau în felul următor cu autostrada Transilvania. Atunci când s-a semnat și trebuia să se realizeze în 2004, dacă nu înșel, cu 2,5 miliarde, a fost o oportunitate care nu va mai veni a doua oară. Nu mai vorbim de cei care au oferit-o, au făcut-o, au dus-o la 8 miliarde de la 2, dar între timp au criticat. Acum lucrurile stau în felul următor. Finanțarea din bani europeni este pentru coridorul 4 și coridorul 9. Deci pentru un coridor care, vorbesc de 4, 9 este cel pe Moldova, care nu presupune același traseu cu autostrada Transilvania. În măsura în care, și de aceea e foarte important ce se întâmplă la negocierea pentru bugetul 2014-2020, putem să introducem și acest amplasament în finanțare europeană, șansele sunt foarte mari. Din bugetul național vom face atât cât a făcut și domnul Boc. Deși era din Cluj. Adică cât un pic, cât un pic. Lucru care nu cred că satisface necesitatea de dezvoltare a Transilvaniei. Așa că marea șansă rămâne tot legată de modul în care negociem mecanismul financiar multianul. Restul cu DMR-ul. Ei și-au voturile lor. Nu cred că iau voturi de la noi. E foarte probabil că vom colabora în special pentru, dacă nu avem o majoritate constituțională, pentru că anul viitor e normal să ne dorim modificarea Constituției. Nu ascund faptul că vom colabora, dacă va dori, și PDL-ul la modificarea Constituției. Atât cât vor fi ei în viitorul Parlament, modificarea Constituției nu trebuie să fie doar o inițiativă a USR-ului. Ceea ce pot să vă spun sigur este faptul că în fața noastră, în acest moment, se află o coaliție PDL-PPDD, Vasile Blaga, Dan Diaconescu, că la PPDD, după cum constatați, candidează toți monștrii pedeliști care i-au, mă rog, unii au rămas la PDL. Cei de care s-au rușinat cu adevărat, i-au dat la PPDD ca să se întoarcă în alianța, nu dau nume, că la ce, dar știți la cine mă refer. Așa încât între cele două blocuri politice, între USL și PDL-PPDD, se dă bătălia. Eu doresc și cred în continuare că USL-ul va avea majoritate absolută pentru formarea guvernului. Vreau să întreb dacă reducerea cotei unice pentru anumite categorii de venituri a fost condiționată de temerii de reducerea unor costuri cum ar fi cele cu salariile comunitate. Asta ar fi prima întrebare. N-am discutat așa ceva cu temerii. Și cea de-a doua întrebare... Deci n-a fost condiționată, pentru că n-am discutat. Nici n-am discutat. Cea de-a doua întrebare e legată de cazul Crășculescu. Am înțeles că deputații USL din Comisia Juridică spun că nu e nicio gravă. Cum comentați faptul că se diverseze? Eu nu cunosc cazul Crășculescu.
Mă aflu în situația oarecum ridicolă de a fi alături de domnul Cristoiu, în sensul în care apărarea lui Trășculescu trebuia să fie făcută de cei de la PDL. Aceștia fiind mult prea lași și incompetenți, mă așteptam să văd copul, dar apărând legea. Am făcut doar să constat faptul că a fost un flagrant în lipsă, o nouă instituție, acum vorbesc ca fost procuror, după ce am aflat că să cer voturi înseamnă foloase necuvenite, nepatrimoniale, că le cer oamenilor să te voteze, lucru care le transformă pe toți în infractori. Am spus că m-am ferit. Da. Da. Am aflat și că ți se poate face flagrant cu nefiind de față. Atât. Eu cred în continuare, indiferent despre cine e vorba, de pedeliști, de biserici, de ciorfii, sau oameni care nu fac politică, că regula trebuie să fie cercetarea în libertate, după care, dacă există un pericol pentru societate, sigur, intervine arestarea preventivă. Înțeleg că domnul Trășculescu nu a fost foarte periculos în aceste zile. Altfel, dacă era așa periculos, venea de neaud din prima zi cu cererea de arestare. S-au mai gândit dacă e periculos, pare un tip fioros. Nu înțeleg de ce nu-și dă demisia. Ca să nu mai facem tot circul ăsta. Bănuiesc că nu va mai fi parlamentar oricum după 20 decembrie, deci tot nu mai are imunitate. Așa încât, cred că este pur și simplu o pată de... care, sigur, normal într-un fel pentru PDL, n-au știut cum să o gestioneze. Și probabil, când se va face cererea de arestare, va mai ieși președintele Băsescu cu o nouă declarație despre statul de drept. Ca să vorbim dumneavoastră despre altceva. Da, dacă îmi permiteți, eu am vorbit cu colega mea, deșoară de deputat Alina Gorghiu, care este în comisia juridică a Camerei. Am vorbit în această dimineață. Am venit în legând să tergiverseze nimic. Se amânase ședința cu două ore la solicitarea domnului Daniel Buda, care este președintele comisiei, care invoca un fapt rău. Trebuie să fie la noi, la mici. Nu, un fapt rău, ceața de la Cluj. Și dorea să participe și domnia sa și atunci îl așteptau. Da. Deci tot Buda e de bine, ca să vă fie clar. Ceață! Ana Mariana de la Sfântul Ghiulată de ATV. Aș vrea să vă rog să răspundeți cum a comentat declarația doamnei Anca Ancăi de Coagiu vis-a-vis de faptul că dumneavoastră a spus că România trebuie să folosească dreptul de veto la mulțumile europene pentru vis-a-vis de fondurile Uniunilor Europene, iar trebuie să spune că asta duce la blocarea fondurilor. Vreau să fiu foarte politicos, să spun pe o prostie. Și să fiu din nou politicos, vedeți, citesc din ce în ce mai des din domnul Cristoiu, pătucă, sau cum zice, pătucile astea, nu? Pătuca doamna Boagiu, această pătucă care a fost ministru al transporturilor prin meritele sale personale și pregătirea extraordinară, este direct vinovată și probabil că va merge și la DNA de blocarea programului operațional sectorial pe transporturi prin acordarea în mod ilegal a contractului, alături de doamna Treile vinovată, că doamna Treile era la NRMAP și Boagiu la transportul, de acordarea ilegală a contractului pentru Nădlac Arad, unei firme pe care doamna Boagiu, sunt convins că o cunoaște foarte bine, și pe patronul firmei știe foarte bine, că doar și dânsa are campanie electorală care și Trășculescu. Deci din cauza organizării ilegale a licitației pentru Nădlac Arad, de către doamna Gorghiu, doamna Trăilă, România are în acest moment program operațional sectorial pe transportul presuspendat. Așa că ce să-i mai răspund altceva doamnei Gorghiu? Decât probabil va merge la DNA să explice cum a dat contractul ăla și cum o ajută câștigătorul contractului în campanie. Mare, oricum mare îndrăzneală. Să discuți tocmai, adică să vorbești de frânghie în casa spânzuratului. Mi se pare tipic în timp de listă. Am înțeles că guvernul a luat foarte puțin de gândire de lei despre construirea unei linii de pont de altă zi. De ce este decizia? Prin întrebarea asta mă faceți de râs. Că dacă încep să mă uit câți bani a alocat domnul Boc la Cluj, și cât am alocat eu la Târgu Jiu, o să pierd alegerile acolo, la electoratul. N-aveți de gând să legal asta. Nu. Nu e nicio șansă, sigur. E și o diferență clară de populație și de... Ideea următoarea. Este o zonă încă izolată din punct de vedere al drumurilor
Și la Craiova, nu la Târgu Jiu, săptămâna viitoare vine următorul elicopter al Smurdului. Ori el trebuie să deservească toată Oltenia, elicopterul de la Craiova, și în toate municipiile reședință de județ din Oltenia trebuie să existe un loc în care elicopterul de la Smurd să poată ateriza. Azi noapte, dacă mă întrebați, a fost o explozie într-un bloc în Bubejiu, lângă Târgu Jiu, și elicopterul care trebuia să vină să salveze o viață a unui din accidentați nu a putut să ajungă pentru că nu există un heliport, fapt mai puțin aeroport, că nu o să fie aeroport la Târgu Jiu. Așa încât vă dați seama. Să nu mai puneți întrebări din astea, că mă află cei de la Târgu Jiu cât a dat boc aici și așteaptă și ei tot azi. Mai vreau întrebare, Daniel, asta este prietenul meu. Conferința de presă. Bun. Că USLM, să nu să discutăm de ajuns la guvernare, pot să rupe după alegeri. Asta nu-i nou. Dar a spus, acum citez din memorie. Zice, oricum noi am trimis pe alocuri scris la oameni în PNL, care am certitudinea că la momentul potrivit ne vor sprijini în acest sens. Da. Dacă... Spuneți-vă adevăr. Dacă în activitatea lor organizată an de zile n-a fi făcut atâta rău țării astea, și domnul Daniel Buda și domnul Emil Boc și alții câțiva, ar fi de dreptul simpatici. E comic. Admiteți că e comic. Într-un vârf de campanie electorală să te bazezi pe faptul că ai trimis câțiva oameni PNL și că ăia o să acționeze la momentul respectiv despre ruperea. Acum, noi câștigăm puncte pe zi ce trece. După cum ați văzut, după câțiva ani de luptă teribilă în care s-a spus că Partidul Național, adică Partidul Național Liberal e bun, Antonescu e rău. Aici avem puțină memorie, da? Până în 2009, Partidul Național Liberal era bun, dar Tăricianu era rău. După ce am venit eu la conducerea Partidului Național Liberal, a durat vreo săptămână, s-au lămurit, puteau fi lămuriți dinainte, dar așa le-a trebuit lor mai mult timp, și Antonescu a devenit rău și Partidul Național Liberal bun. De curând mi s-a dat dispensă și mie, am fost foarte bucuros, mi-am plecat mâinile, domnul Blaga a zis, doamne, cu crim, fără crim, cu PNL-ul discutăm. Am cipit frumos. Acum USL-ul, avem un moment de respiro. Până acum s-a arătat foarte clar că nu ne apucă alegeri. O să ne rupem până la alegeri. Domnul Daniel Buda ne mai dă un termen și, în fine, avem garanția că nu ne rupem până în 9 decembrie, ceea ce totuși e performanță. Să încheiem și noi un ciclu, ce treaba până la cap. Nu e mult de comentat. Observați că domnul Ponta e cât se poate de ticos. Eu sunt cât se poate de bon om. O mare bunătate ne animă atunci când vine vorba de către despre acești oameni. E caragios. Și să știți că, apropo de oameni din PD care au venit în Partidul Național Liberal și vor de valabici pentru cei din PSD, nici nu sunt foarte mulți, nici noi am primit pe toți care voiau să vină și chiar nu există niciun dubiu asupra seriozității și intențiilor lor. Da, dacă permiteți o completare, spunând că sunt oameni în PNL, practic îndemna electoratul să voteze PNL. Să-i voteze. Să-i voteze pe Eu nu cer să voteze pentru că vreau să ajung la DNA. Eu vreau să vă spun. Să nu voteze, să stai acasă toată lumea. Boicot general. Asta e. Să știți că sunt disensiuni, USR, disensiuni foarte mari. Eu nu pot să fiu de acord cu premierul, care spunea mai devreme că sunt fasciști foarte mulți în ARD sau cum se numește. Eu cred că acolo lucrurile încă nu sunt limpezite. Sunt unii care sunt pe partea regionalilor, vezi domnul Neamțu, alții care sunt de extremă dreapta, vezi domnul Pavărescu, deci cred că lucrurile sunt neclare, destul de neclare, acolo vis-a-vis de doctrina pe care s-o promovezi în viitor. Dar lăsând drumul la o parte, cred că e trist că astăzi cei care vorbesc de România, stat membru al Uniunii Europene, se promoveze astfel de lucruri care sunt bine. Ultima întrebare. Dacă domnul Daniel Constantin n-a fost de acord cu mine...
Îl țin minte la următorul lucru. Nici eu nu sunt datar din gură. Bună pe nouă. Există servisa de salariilor pentru anul viitor? Nu. Nu, nu, stați un pic. Dacă vine domnul Boc din nou prim-ministru, există această premiză. Eu nu iau în serios această premiză să vină domnul Boc înapoi. Cred că el a promis că rămâne la Cluj, nu? Și a promis că nu colaborează cu DMR-ul, nu? Deci omul la vorba-i vorbă. Mai mult decât atât, dincolo de răspuns, 1 decembrie intră în vigoare a doua tranșă de creșterea salariilor bugetarilor. La 1 decembrie banii sunt în buget și se aplică. Restul, până vine, eu nu dau cu coasa. Deci nu se pune această problemă. Mulțumim! Las că cu tine ne vedem la București. Te-am văzut imediat că ești București.